Doamnelor și domnilor, bună ziua, sunt Livia Graur, bun găsit la Focus. Alfred Bulai va afla astăzi dacă va fi arestat pentru 30 de zile în dosarul în care este acuzat de agresiuni sexuale. El a dat recent în judecată SNSPA-ul pentru că l-a dat afară. Un tânăr a ajuns la spitalul din Botoșani după ce a fost bătut de o gașcă de copii în centrul orașului și nu este prima dată când creează probleme grave. Iar o profesoară de origine română este printre cele 4 persoane ucise într-un atac armat la o școală din Georgia. Autorul ar fi un elev de 14 ani. Alfred Bulai s-a aflat și în această dimineață în fața procurorilor. El a plecat de la parchetul judecătoriei sectorului 1 cu propunere de arestare pentru 30 de zile. Bulai va fi adus astăzi în fața magistraților care se vor pronunța în privința acestei propuneri. Colega mea Bianca Iosef vine cu mai multe detalii. Bianca, bună ziua! Te ascultăm! Bun găsit! În urma anchetei de astăzi, Alfred Bulai a plecat de aici, de la parchetul judecătoriei sectorului 1, cu propunere de arest preventiv pentru 30 de zile. Acesta urmează să fie adus în cursul zilei de astăzi în fața judecătorilor care se vor pronunța pe această propunere. Alfred Bulai a fost adus în fața anchetatorilor în această dimineață din arestul central. Ieri acesta a fost reținut preventiv pentru 24 de ore după ce mai multe tinere, studente și foste studente s-au plâns că au fost abuzate sexual de Bulai. În urma acestor acuzații și a unei decizii luate de Comisia de Etică, acesta a fost concediat. Pentru că i-a fost desfăcut contractul de muncă, Alfred Bulai a dat în judecată SNSPA. În urmă cu aproximativ 2 săptămâni, polițiștii au descins la sediul central al SNSPA, la hotelul SNSPA și la un alt sediu al instituției. De aici au fost ridicate pe lângă alte probe și imagini de pe camerele video de supraveghere. Acum urmează să vedem ce vor decide judecătorii dacă aceștia vor aproba sau nu propunerea de arest preventiv pentru 30 de zile. Mai multe informații însă la ora 18 la Focus. Mulțumesc, Bianca. Apar informații noi în cazul accidentului din județul Vrancea, în care un șofer a murit după ce s-a lovit de un tir. Ce făcuse cu doar câteva clipe înainte, aflați imediat la Focus. Un tânăr a ajuns la spitalul din Botoșani după ce a fost bătut de o gașcă de copii pe străzile din centrul vechi al orașului. Nu ar fi prima dată când aceștia provoacă un scandal atât de grav. Cu mai multe detalii vine colegul meu Alex Turcu. Alex, bună ziua! Ce s-a întâmplat mai exact? Bun găsit! Tânărul în vârstă de 18 ani se plimba în jurul orei 1:30 dimineața împreună cu un prieten de-al său prin centrul vechi al orașului Botoșani, când aceștia au fost abordați de o gașcă de copii, 12 la număr, cu vârste cuprinse între 11 și 18 ani. Se pare că în urma unui schimb de replici, 3 copii din această gașcă au sărit să-l bată pe tânărul de 18 ani, care a fost lăsat pe jos într-o baltă de sânge. Agresorii au fugit de la fața locului până când echipajele de poliție au sosit, iar tânărul a fost trimis la spitalul de urgențe. Acesta este în continuare internat la spital în urma loviturilor puternice pe care le-a primit pe față și pe corp. Poliția din Botoșani a emis un comunicat de presă în care spune că în urma anchetei au fost găsiți cei 3 agresori și urmează să se ia măsuri împotriva lor. Autoritățile chiar au propus ca jandarmii și polițiștii să iasă în patrulă seara de seară după ora 11 pentru a legitima toți minorii care încă se află pe stradă. Atât deocamdată, revenim cu mai multe detalii diseară la Focus. Mulțumesc, Alex. O profesoară de origine română este printre cele 4 persoane ucise într-un atac armat la un liceu din statul american Georgia. Victimele sunt 2 elevi și 2 profesori. Presupusul autor al atacului este un elev în vârstă de 14 ani care s-a predat autorităților și va fi acuzat oficial de cele 4 asasinate. FBI-ul a alertat autoritățile locale despre băiat încă de anul trecut. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. La 80 de kilometri nord-est de Atlanta, în orașul Winder, un adolescent de doar 14 ani a deschis focul într-un liceu. 4 persoane au fost ucise, 2 elevi în vârstă de 14 ani și 2 profesori, iar 9 au fost răniți. Una dintre victime este o profesoară de matematică de origine română. Moartea tragică a femeii a fost semnalată și pe Facebook de o româncă, membra comunității românești din Georgia. O asemenea irosire fără sens de vieți omenești. Armele militare nu își au locul în societatea civilă. Părinții trebuie să
fie puși sub acuzare atunci când copiii lor au acces la arme militare, punct. Fie ca toate viețile pierdute în zadar astăzi să fie pomenite și prețuite și să-și găsească odihna veșnică. Un omagiu special pentru Cristina Irimia noastră, care a fost profesoară de matematică la acel liceu din Winder, Georgia. A scris pe Facebook Ruxandra Tocitu. Potrivit poliției, autorul atacului a folosit o armă semiautomată. Acesta s-a predat autorităților și va fi judecat ca un adult. Sheriff, any idea how the weapon got inside the school, and was there any warning that this was going to happen? Not that I'm aware of. Again, very early, and we're still looking into that, whether or not or how he obtained it and how he got it in the school. Colegii atacatorului povestesc că totul a început când acesta a părăsit propria clasă la sfârșitul unei ore de algebră. He just starts to shoot, and you hear like about 10 to 15 rounds back to back. Imediat după tragedie a reacționat și vicepreședintele Statelor Unite Kamala Harris, care ținea un discurs de campanie în statul New Hampshire. This is just a senseless tragedy on top of so many senseless tragedies, and it's just outrageous that every day in our country, in the United States of America, that parents have to send their children to school worried about whether or not their child will come home alive. Odată arestat, suspectul a vorbit cu anchetatorii, care cred că a acționat singur, dar au refuzat să spună dacă știu ce l-a motivat. FBI a alertat autoritățile locale despre băiat încă de anul trecut. Elevul, care avea pe atunci 13 ani, publicase pe rețelele sociale poze cu arme. Acesta a fost al 23-lea atac armat de la o școală din SUA din 2024, potrivit unei baze de date realizate de revista Education Week. A fost atac armat în München, în apropierea Consulatului General al Israelului. Incidentul a fost surprins de un jurnalist german care a încercat să filmeze scena din apartamentul său. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Nu este clar acum care a fost ținta exactă a atacatorului, dar cert este că acesta a fost împușcat după ce ar fi tras de mai multe ori asupra polițiștilor aflați la posturi. La câțiva metri distanță se află și centrul de documentare pentru istoria nazismului. Incidentul are loc într-o zi în care este comemorat atacul de la Jocurile Olimpice din 1972. Atunci, palestinienii au luat ostatici 11 atleți israelieni, care ulterior au fost uciși. Părinții unui copil de 5 ani din localitatea Baia Sprie, județul Mureș, îl acuză pe medicul de gardă că a refuzat să-l consulte pe cel mic, deși copilul avea arsuri pe față după ce a căzut peste un grătar încins. În plus, le-ar fi zis că rănile sunt superficiale și i-ar fi trimis acasă. De cealaltă parte, medicul spune că l-a tratat pe pancet, dar că scandalul ar fi pornit în clipa în care a cerut familiei un act prin care să înregistreze copilul. Băiețelul în vârstă de 5 ani s-a împiedicat de bicicletă și a căzut cu fața pe grătarul încins. Părinții au fugit imediat cu el la centrul de permanență, unde inițial au fost preluați de o asistentă. Când am ajuns acolo, o fost o doamnă asistentă, ședea la copil, noi am povestit mai exact ce s-a întâmplat, din care spune doamna asistentă, nu e nicio problemă, o să-l dau cu un unguent, ceva și o să-i treacă. Între timp, a apărut acel domn doctor, dar nu știu dacă e chiar doctor, și m-a întrebat ce s-a întâmplat. A continuat că de ce l-a tratat, că asta nu e urgentă, eu sunt plătită aici pentru urgentă. Părinții au filmat dialogul cu medicul de gardă. Dar cine l-a oprit acolo? Eu l-am oprit. Dar ce până de ce sunt eu punct aici? Păi da, vorbesc că n-ați avut grijă de ei cu... S-a împiedicat în bicicletă și am împiedicat pe grătar. Nu, păi da, s-a împiedicat acum. Nu, și cum faceți dumneavoastră? De ce vorbiți așa? Să dăm cu bicicletă. Și de ce vorbiți așa? Dar ce vă interesează pe dumneavoastră? Nu să nu mă interesează, că probabil împiedica pe la 7. În loc să-l consulte pe copil care aștepta înspăimântat în dreptul ușii, medicul îi certa pe părinți. Dacă te duci la urgență la Baia Mare, așa. Da. Acolo nu zice ca cam atât cum zice dumneavoastră. Acolo stai vreo 4 ore. Păi și da. Pentru astura nu stăm. Pentru astura nu stăm. Dar dumneavoastră de ce sunteți plătit? Eu? Să duceți ca cam atât? Sau stați aici și poate gratis? Și te îndemnează că nu ești cu tot. Eu sunt plătit să rezolv urgențe. Și asta nu e urgență. Acum copilul este bine. Am fost la farmacie în seara aia, i-am luat, mă rog, ce am știut eu că e mai bun, am întrebat și de doamnele farmaciste, mi-a dat o cremă și acum copilul se simte bine. Copilul meu ca
apropiat și mi-a spus, mami, zice, eu m-am speriat. Eu m-am speriat la cum a vorbit domnul ăla cu noi. Medicul infirmă că ar fi refuzat să trateze copilul și dă vina pe părinți pentru întregul incident. Eu eram în camera de gardă, am auzit voce, am ieșit din camera de gardă, am venit către sala de tratament, unde era doamna asistent Lucia Țuțuraș. L-a curățit pe băiat. I-a pus un unguent antiinflamator și zic, no, e un cacamaca ăsta, nu-i nicio problemă. No, și s-a agitat, ce cacamaca, ce cutare. Am început să facă un circ și zic, da, dați-ne să îl înregistrăm. Nu vă dau nimic. Părinții spun că vor depune plângere la Colegiul Medicilor. Medicul Liviu Titus Pașca a fost senator timp de 3 mandate. Apar noi detalii în cazul accidentului din județul Vrancea, în care un șofer a murit după ce s-a lovit de un tir. Polițiștii au descoperit că bărbatul își agresase soția cu doar câteva ore înainte de gestul fatal. Vă avertizez că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Colega mea, Oana Spiru, a urmărit întreaga poveste și vine cu detalii. Oana, bună ziua! Ce s-a întâmplat mai exact? Bun găsit! Ceea ce părea un tragic accident de circulație s-a dovedit a fi o tentativă de crimă urmată de sinucidere. În timp ce pe drumul național, în apropiere de localitatea Mărășești din județul Vrancea, polițiștii au fost chemați de urgență pentru că o mașină s-a izbit violent de un tir. În același timp și în același oraș, o femeie a sunat la 112 pentru că și-a găsit vecina inconștientă după ce a fost bătută cu brutalitate. Coincidența face că șoferul mort în accident să fie chiar soțul femeii agresate. Polițiștii au aflat că soțul ei a lovit-o cu violență înainte de a se urca la volan. În mai puțin de o oră, el urma să-și lovească mașina cu 150 de km la oră de un tir. Femeia a fost dusă de urgență la spital, iar medicii i-au salvat viața, deși a fost lovită cu un obiect dur la nivelul capului. Pentru șoferul agresor, impactul a fost mult prea puternic, iar rănile mult prea grave pentru a mai putea fi salvat de către cadrele medicale ajunse la fața locului. Polițiștii fac verificări în continuare în acest caz. Atât de aici, la revedere! Mulțumesc, Oana! Un incendiu violent a mistuit azi noapte o hală de prelucrare a lemnului din localitatea Suceveană Frumosu. Pompierii au intervenit cu numai puțin de 9 autospeciale de stingere pentru că focul amenința să se extindă și la gospodăriile din vecinătate. Multe bunuri din interiorul halei, utilaje, instalații și materie primă s-au făcut scrum, iar pagubele sunt uriașe. După peste 3 ore de luptă cu flăcările, incendiul a fost stins. Din fericire, nu au existat victime. Cauza probabilă de izbucnire a focului a fost un scurt circuit electric. 3 copii dintr-o localitate din Bacău au ajuns în stare gravă la Spitalul de Copii din Iași după ce mama i-a spălat cu soluții pentru deparazitarea animalelor. Unul dintre ei este intubat în secția ATI. Din păcate, numai în Moldova au fost înregistrate 10 de astfel de cazuri de la începutul anului. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Inițial, cei 3 copii de 4, 7 și 9 ani au ajuns de urgență la Spitalul Județean din Bacău. Mama copiilor le-a spus medicilor că le-a făcut baie cu soluție pentru deparazitarea animalelor, pentru că aveau păduchi. În scurt timp, copiii au început să se simtă rău. Din cauza stării grave în care erau copiii, au fost imediat transferați la Iași, la Spitalul de Pediatrie. Erau însoțiți de mama lor, care ne-au declarat că i-a îmbăiat pe minor cu o soluție organofosforică utilizată de obicei în gospodărie pentru combaterea paraziților la animale domestice. Pacienților li s-a administrat medicația specifică, intoxicație cu substanțe organofosforice, după care, toată fiind starea critică în care se aflau, au fost transferați la Spitalul Clinic Urgență pentru Copii Sfânta Maria din Iași. La Iași, medicii au continuat tratamentul început de echipele medicale de la Bacău. Unul dintre copii, din păcate, este în stare gravă. La noi s-a continuat administrarea antidotului, perfuzare, decontaminare cutanată, tratament continuat ulterior în secția de terapie intensivă. În evoluție, fetițele de 4 și respectiv 7 ani au o evoluție bună, în schimb pacienta de 9 ani s-a agravat, necesitând protezarea căilor respiratorii, pacienta a fost intubată, prognosticul ei fiind rezervat.
Medicii trag un semnal de alarmă legat de folosirea acestei substanțe extrem de periculoase pentru copii, dar și pentru adulți. Aceste intoxicații sunt intoxicații extrem de grave. Pacienții prezintă fenomene neurologice, fenomene pulmonare grave, fenomene cardiovasculare grave și de cele mai multe ori se înregistrează decesul. Pe fir au intrat polițiștii care verifică acum modul în care a procedat mama. Polițiștii Băcăoane au deschis o anchetă și efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Numai în Moldova, de la începutul anului, au fost înregistrate 30 de astfel de cazuri de intoxicație cu soluție pentru animale, cele mai mare număr din ultimii ani. În anumite județe, precum Botoșaniul, de exemplu, nu se mai vând direct către populație substanțele pentru deparazitarea animalelor. Peste 200 de lilieci au invadat Spitalul Sfântul Spiridon din Iași. Au intrat în sala de așteptare, dar și în secția de cardiologie. Reprezentanții spitalului au limitat accesul în această aripă de spital și au sunat la 112, dar și la garda de mediu. Intervenția nu a fost tocmai ușoară, dar până la urmă zburătoarele au fost capturate și eliberate în pădurea Breazu. Cred că invers, capacul să fie în partea asta. Micile mamifere ar fi pătruns azi noapte în spital printr-un geam fără plasă de protecție, uitat deschis. Nu au pătruns în zona saloanelor pacienților și nu au afectat activitatea medicală. A fost anunțată garda de mediu, Asociația pentru Protecția Liliecilor, pentru că sunt protejate prin lege. Reprezentanții spitalului din Iași au cerut ajutorul celor de la ISU. Intervenția pompierilor a avut loc sub supravegherea unui biolog. Liliecii au fost predați specialiștilor și au fost eliberați în mediul lor natural. A ajuns la locul solicitării, militarii au observat că pe casa scării sunt foarte mulți lilieci. Colegii din dispeceratul integrat Iisus Mursaj Iași au anunțat o persoană, au sunat o persoană abilitată în domeniu, biolog. I-am pus într-o cutie și i-am eliberat la în pădurea Breazu. Unde mai exact i-ați găsit? Într-o sală de așteptare, au intrat peste noapte, a fost lăsat geamul deschis și geamul fiind fără plasă, liliecii au intrat foarte ușor. Atât medicii cât și biologii trag un semnal de alarmă. Liliecii pot transmite boli periculoase oamenilor. Există acest risc, dar cazurile sunt foarte rare, se poate transmite rabia. De aceea recomandăm că în momentul în care intrăm în contact cu un liliac, să purtăm mânuși sau un prosop, o cârpă care o punem peste liliac, îl luăm cu atenție și îl putem pune pe un perval sau pe un popac și le liberăm. Spitalul s-a confruntat cu această problemă și în 2023. Atunci, 20 de lilieci au fost găsiți în pereții falși ai unei săli de operații. În capitală ne împiedicăm de câte o groapă la tot pasul. De multe ori, din cauza eternelor lucrări, suntem obligați să mergem pe stradă, punându-ne viața în pericol. Mamele cu cărucioare fac slalom printre mașini, iar exemplele sunt cu duiumul. Din păcate, nu toate lucrările sunt semnalizate corespunzător. Polițiștii le-au dat 11 sancțiuni contravenționale celor care nu respectă legea într-o singură zi. Și de marți pe seară e liber pe trafic. Deci nu o să mai fie nicio restricție. Trotuarele văd că aproape le-a terminat. Aproape le-a terminat, undeva la vreo 85%. Documentul care mi-a prezentat domnul e doar să ne demonstreze că nu este în sfera penală, că are documentele respective. Dar așteptăm în continuare să vină cu avizul poliției rutiere. Așa a fost în capitală. Lucrările de pe strada Chopin erau în regulă, dar în unele zone lucrurile au fost diferite. De exemplu, pe strada Turda din sectorul 6 și pe aleile din zonă, lucrarea la o rețea de termoficare nu era semnalizată corespunzător. Până la data de 31.08.2024, nu suntem aici. Suntem în 4. Ați urmit să-l prelungiți? Vă lipsește niște elemente de semnalizare, să știți. Aveți panoul cu 30, indicatorul cu 30? O să vă verificați un astfel singur. Da. Până le-am verificat și nu l-aveți. Acum avem figurat strada Turda. Da, unde aveți indicatoarele respective pe care trebuie să le instalați.
nu le instalați, sunteți direct răspunzător. Nu mai indică corespunzător semnalistica rutieră, sunt multe. E o situație destul de comună întâlnită. Chiar dacă sunt deranjați de lucrări, oamenii spun că trebuiau schimbate țevile. E reabilitarea rețelei. Sunt vechi de peste 20 de ani. Acum că n-au anunțat în prealabil, asta e altă problemă. Dar e normal. Nu, este, trebuie făcută. După 50 de ani trebuie făcută. Altă stradă din sectorul 6, din nou nereguli. Lucrarea de pe Alexandru Borneanu nu doar că nu este semnalizată corespunzător, ci nu asigură nici siguranță pentru pietoni. Da, vorbim pe siguranță rutieră, cum se va desfășura? Uitați-mă, ar putea și desfășoară dacă avem mașini parcate. Segmentul ăsta de trotuar îl asigurați într-un capăt în alta, semnalizat corespunzător, cu bandă, cu balize. Seara am bandă, am balize pe fiecare zonă. Să știți că accidentele nu sunt programate pe seară sau pe zi. În prima jumătate de an au fost date peste 80 de sancțiuni contravenționale. În primele 6 luni, Brigada Rutieră a transmis administrației publice locale peste 700 de informări în vederea remedierii deficiențelor, acestea constând în elemente de semnalizare, indicatoare, marcaje deteriorate, lipsă sau cu grad de vizibilitate scăzut, gropi. Polițiștii au dat 11 sancțiuni contravenționale firmelor care se ocupă de lucrările unde au fost găsite neregulile. Verificările vor continua și zilele viitoare. Elevii din Ilfov vor putea participa de anul acesta la un curs opțional despre drepturile și îngrijirea animalelor. Acest tip de curs este o premieră pentru România. Început ca un program pilot în doar 2 școli, acum va fi integrat în tot județul. Îi va ajuta pe copii să fie responsabili și să învețe ce înseamnă grija și iubirea față de animale, spun specialiștii. Proiectul a început în urmă cu 2 ani, iar inițial a fost implementat în școli din doar 2 localități din Ilfov. Proiectul Ora cu și pentru animale este de fapt o consecință a unui demers făcut de acum 2 ani împreună cu Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean Ilfov. Un proiect educațional care se numea Ora de relaxare, Ora cu animale, să învățăm de la animale mici cum să fim oameni mari. În cadrul acestor cursuri, specialiști în protecția animalelor și medici veterinari veneau și le arătau copiilor modul corect în care să te comporți cu un animal. În timp de 2 ani, copiii au fost extrem de încântați de aceste activități extracurriculare, fapt pentru care ne-am gândit să venim în sprijinul lor și să le ofertăm o materie nouă. Această nouă materie vine și ca o formă de responsabilizare a copiilor cu privire la ce înseamnă grija și iubirea față de animale. Cursul vine la pachet cu o serie de proiecte care împreună cu părinții se pot implementa și în comunitățile din Ilfov. Terapia cu animale este dovedită științific în literatura de specialitate pedagogică în special, psihologică, în a regla comportamente și în a dezvolta la copil din punct de vedere civic, din punct de vedere emoțional, tot ce înseamnă latura empatiei și a responsabilității. Noua materie nu va fi însă predată acum de specialiști, însă cu ajutorul voluntarilor, precum medicii veterinari, a fost conceput și un manual. Programa a fost făcută în astfel încât toți profesorii să o poată preda. Noi am gândit-o pentru a fi predată de către diriginți, dar bineînțeles vom veni și noi în ajutorul lor pentru a-i ajuta cu sfaturi, cu idei. Totuși, fiind un program opțional, școlile au dreptul să aleagă dacă introduc sau nu la clasă această materie. Elevii care vor participa și sunt semnale că numărul lor va fi mare, vor putea afla inclusiv cum să reacționeze dacă se întâlnesc cu diverse animale. Nu ne referim doar la animalele de companie, câini, pisici, vorbim despre toate animalele, fie că vorbim de animale sălbatice, animale domestice, precum păsări și așa mai departe. Elevii vor învăța strict cum să interacționeze despre ele, un scurt istoric al animaluțelor. Animalele sălbatice, la care face referire manualul, sunt însă cele cu care copiii se pot întâlni în viața de zi cu zi, precum liliecii sau aricii. Aici vorbim de specii care sunt întâlnite în mod frecvent de copii. Vorbim de vulpi, arici, păsări răpitoare, animale sălbatice cu care se vor întâlni în viața reală. Nu pot să discutăm situații ipotetice. Este posibil ca pe viitor aceste ore să fie implementate în mai multe județe din țară.
Autoritățile din Ucraina au publicat un nou bilanț al sângerosului atac rus care a lovit marți un centru de formare militară specializat în comunicații din localitatea Poltava. Până acum sunt 54 de morți și 297 de răniți. Atacul a distrus și un spital din apropiere. Forțele ruse au bombardat și orașul Liov. 7 persoane, inclusiv 3 copii, au murit acolo. Explozii s-au auzit și la Kiev, la Odessa și la Krivoi Rog. În timp ce Ucraina este sub asediu, Volodymyr Zelensky remadiază guvernul. Cea mai importantă schimbare este tocmai Dimitro Kuleba, ministrul ucrainean de externe. În imagine publicată pe Telegram se văd zeci de clădiri distruse în urma bombardamentelor. Printre ele sunt școli, case și clinici. Între timp, autoritățile locale anunță și bilanțul victimelor. 7 morți, printre care 3 copii și 38 de răniți. De asemenea, atacurile ruse din timpul nopții au făcut cel puțin 5 răniți la Krivoi Rog, în centrul Ucrainei. Bombardamente au fost și la Odessa. În timp ce Ucraina e sub asediul rușilor, Zelensky remaniază guvernul. 5 miniștri au demisionat deja, iar printre ei se numără și ministrul de externe Dimitro Kuleba. Se întâmplă după 2 ani și jumătate de război. Осінь буде надзвичайно важливою для України. І наші державні інституції мають бути налаштовані так, щоб Україна досягла усіх результатів, які нам потрібні. Всім нам. Pe de altă parte, Moscova ia în considerare posibilitatea ca Ucraina să folosească arme cu rază lungă de acțiune furnizate de SUA în atacurile sale pe teritoriul Rusiei. Мы видим уже прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине. Коллективный Запад является буквально главным заказчиком, главным подстрекателем военной агрессии киевского режима. И все более откровенно, все более нагло демонстрирует свое прямое участие в качестве заинтересованной страны. Totodată, oficialii ruși au spus că agenda Washingtonului și Occidentul colectiv a forțat țara să-și schimbe doctrina nucleară. Luăm acum o scurtă pauză de publicitate, dar nu plecați, revenim imediat. În mai puțin de o săptămână începe școala, iar prima zi de școală înseamnă ghiozdane și uniforme, înseamnă cărți și caiete noi, dar mai înseamnă și revederea cu profesorii și mai ales cu profesoarele preferate. Fiecare dintre acestea primește 10 de mănunchiuri de flori în prima zi de școală, așa că alegerea unui buchet care să fie cu adevărat deosebit de celelalte este o adevărată provocare pentru părinți. Nicu Bocancea, master florist internațional, este alături de mine și îi spun bună ziua și mulțumesc pentru prezență. Bună ziua și eu mulțumesc pentru invitație. Bine ați venit cu toate aceste buchete frumoase, așa că vreau să vă întreb, ce le oferim profesoarelor, profesorilor în prima zi de școală? Bănuiesc că putem să le oferim și profesorilor, avem variante și pentru ei. Ce se poartă? Întotdeauna o floare nu strică. Se poartă buchetele, începe toamna, suntem în început de toamnă și atunci avem nuanțele toamnei, buchete puțin mai reduse ca volum. Sunt copii care au chiar 3, 4, 6 profesori. Iar pentru cei mici care sunt în prima zi de școală, se duc la învățătoare cu un aranjament, micuții sunt micuți, ceva foarte redus, minimal, dar se poartă buchetele, se poartă coșulețe, se poartă cutiuțe, se poartă buchete împreună cu, noi am accesorizat aici, împreună cu mere, împreună cu fructe. Deci poate fi și o gustărică. Poate fi și o gustărică, chiar sunt comestibile. Nuanțele iară sunt diferite, avem fresh, nu știu, dacă merge o fetiță și oferă un buchet de flori, avem nuanțe de pastel. Dacă sunt băieți, putem să fie în culorile toamne, iarăși la grenauri și încălzite foarte puțin cu ceva piciuri somon. Trebuie să ținem cont și de vârsta cadrului didactic. Ce sugerați în funcție de vârsta pe care o are profesorul? Cred că putem oferi de la un fir de floare până la un aranjament mai sofisticat, dar, într-adevăr, dacă mergem către, nu știu, domnișoară profesor, putem să oferim un buchet simplu de frezii albe și deci, dacă mergem la o doamnă puțin mai înetate, putem să-i oferim un buchet în culorile toamnei. Văd că avem mulți trandafiri, nu mă înșel, avem sunt trandafiri. Avem și eustoman, acesta este eustoma, avem celosia, cum eram noi copii, se spuneam moțul curcanului când eram mici la bunici. Avem diferite flori de câmp, avem gerbera, avem hortensii, chiar și iară sunt în sezon acum, avem gura leului, antirinium în latină și iarăși multe accesorii mărunte ca și aceste ierburi diferite să-i dea puțin volum și să fie acest fresh când mergi cu buchetul și să mișcă toate florile. Pare că buchetul e mai
nu știu dacă o să-i mai viu, e mai ușor. Se parte buchetele, dar putem să mergem și cu o singură floare sau cu trei flori? Da, chiar important e să mergem cu flori. Cred că la noi, cel puțin în România, tradiția este de a merge la profesor cu o floare în prima zi de școală. Nu greșim dacă mergem doar cu un singur fir de hortensie sau cu un aranjament mai sofisticat. Dar important e dacă fiecare merge cu flori. Nu neapărat volumul lor, ci gestul este mai important. Am vorbit despre buchetele pentru prima zi de școală, dar dacă ar fi să vorbim despre tendințele toamnei în ceea ce privește florile, s-a schimbat ceva față de anul trecut, față de vară? Întrebări dacă în vară am mers cu culori foarte pastelate, am mers cu culori aprinse. Început de toamnă în zona aceasta de grenauri și care este încălzit foarte puțin de piciuri și de rozuri calde, dar se schimbă cumva nuanțele. Este sezonul hortensiilor, avem hortensiile bicolore, se schimbă hortensiile acelea de la alb, de la rozuri, foarte light, către grenauri, către verde cu grena, către rozuri care sunt iarăși cu grena puțin pe margine. Cumva ne schimbăm o dată cu natura și dacă natura ne oferă mediul înconjurător care se schimbă cumva nuanța și noi ne schimbăm lanța părului sau hainele, nu mai mergem cu hainele acelea prinse, așa și florile. Încet, încet când oferim, clienții noștri sau încet, încet au început să înțeleagă că trebuie să oferim florile care sunt în sezon. Dacă să zicem că vreau să fac eu un buchet, eu copil poate fiind, ce ne recomandați? Ce combinații? La ce putem să apelăm? Ne uităm în jur, nu știu, ieșim în stradă. Dar copiii întotdeauna fac niște buchete extraordinare. Eu știu de băieții mei când îi iau în atelier și cum ei fac singuri, fără să învăț eu nimic, au tendința de a scoate ceva foarte frumos și au ochi, da, și sunt, cred că, foarte curați la minte, dar nu dau greș, în primul rând, în cutiuțe. Noi le dăm cutiuțe acestea foarte micuțe, unde ei și-au fiecare floricică, o așează și ies niște lucruri tinerești, copilărești, dar care sunt foarte apreciate. Atunci când intră într-o florărie, e o diferență între ce aleg femeile față de ce aleg bărbații? Bărbații de obicei aleg lucruri mai impozante, consider că cu cât este buchetul mai mare, cu atât este și sentimentele sunt mai puternice, dar bărbații se duc către trandafir, femeile se duc către flori fine, se duc către lisiantus, se duc către frezii, către flori care sunt cu emoție, iarăși bărbații sunt prin impozanță un buchet de trandafir, dacă sunt de 51, consider că nu dau greș cu el, dar cred că nu putem să judecăm ce aleg fiecare gen în parte. Tinerii aleg altfel decât bătrânii. Tinerii de obicei aleg pe cul, aleg, nu știu, un fir de hortensie legată cu un pic de rafie natur sau niște flori legate cu puțină hârtie natur, foarte fresh. Lucruri mai simple sunt în contene și în picioare și zi. Să se potrivească. Jeansul, da, raportat și să potrivească cu vârsta. Urmează sezonul nunților, da? Se poartă buchete altfel decât până suntem acum? Suntem în plin sezon. Buchete n-aș putea să spun că se poartă altfel. Se poartă decorațiunile la întreaga nuntă puțin altfel. Sunt cumva cu linii mai fluide, foarte multe materiale, foarte multe lumânări. Dar buchetele de mireasă de obicei oglindesc caracterul miresei. Și dacă mireasa e foarte fresh, iarăși un buchet de lăcrămioare, un buchet de frezii albe, chestii unii și într-un singur sortiment de floare. Dar sunt doamne care își doresc, nu știu, buchete de trandafiri. Este fie efectiv de rochia miresei, de coafiura miresei, de caracterul fiecarei mirese în parte. Totuși, din experiența dumneavoastră, ce ar trebui luat în calcul în ceea ce privește plantele care alcătuiesc un buchet de nuntă? Ce trebuie să știe o mireasă atunci când își alege buchetul? Dincolo de preferințele ei, nu știu, lăcrămioarele, spuneați, eu știu că sunt foarte fragile și riscă să se ofilească foarte repede. Stresul e pe florist atunci. Săptămâna trecută am avut și a fost foarte cald afară și am avut un buchet de 125 de lăcrămioare și, într-adevăr, stresul nostru a fost cum să le păstrăm să fie impecabile la ședința foto și apoi la ceremonie. Dar nu cred că este un sortiment de floare pe care nu putem să-l transpunem într-un buchet de mireasă și să găsim soluții necesare pentru a fi fresh în momentul în care, cel mai important, cred că sunt ceremonia și pozele de după. Revenind la buchetele pe care le cumpărăm sau le primim, ce facem să le păstrăm vii cât mai mult timp? Pentru că noi nu suntem floriști și nu știm toate secretele. E simplu, dacă luăm un buchet de flori și după o zi, a doua zi, îl tăiem fiecare fir de floare în parte undeva la 45 de grade,
puțin înștrect, dacă schimbăm apa și spălăm vasul, nu trebuie să facem multe lucruri, trebuie efectiv ca și un mic animăluț pe care l-ai în casă, animal de companie, același cu și cu florile, dacă vrei să le ții timp îndelungat, să le protejezi și să ai puțină grijă de ele. Schimbăm apa? Schimbăm apa și important nu este să schimbăm apa, e mai important să spălăm vasul decât să schimbăm apa. Să nu aibă acea mică mâzgă care se strânge pe marginea vasului. Am văzut că avem mere în buchetul pe care l-ați adus. Ce alte combinații, știu și eu, ieșite din comun sau ciudate sau îndrăznețe mai există? Am avut cireșe și împreună cu legume. Am avut, nu știu, o masă plină de morcovi portocalii, unde erau împreună cu dalii portocalii și erau nebunii. Am avut o masă plină de portocale în care le-am dat fiecare câte o gaură, am băgat o probătă de sticlă și iarăși am construit o masă întreagă, un file de 15 metri lungime, numai din portocale și niște flori care erau organizate împreună cu ele. Dar, da, au fost trendurile acestea și sunt în continuare flori, fructe, legume în zona aceasta, iarăși cu materialele acestea fluide și cu foarte multe lumânări. Ar trebui să nu uităm de lumânări, a fost un eveniment, ne-am avut 5500 de lumânări. Pentru mine a fost prima oară când am avut atât de multe lumânări și efectiv după ce am stat, mă uitam în cadru să văd ceremonia și nunta și era în afara, era undeva în exterior și era undeva la 200 și ceva de metri și mă uitam și zic, Doamne, ce frumos am făcut. Și de obicei nu-mi laud munca, dar acolo chiar eram uimit, zic, câtă multă emoție acolo. Deci lumânările sunt de luat în calcul în momentul în care... Da, sunt de luat în calcul și sunt foarte... De efect. De efect. Se găsesc în florării, în magazine, flori la ghiveci. Cât de elegant este să oferi o floare într-un ghiveci? Deci că sunt foarte multe persoane, știu și câteva din televiziune, care nu își doresc flori tăiate și de câte ori mă duc în vizită, mă duc câte ori în ghiveci, câte o plântuță, dar nu dăm greșeală și nici cu o plantă. Cu o plantă e foarte frumoasă, pot fi plante aromatice pe care fiecare și le pot să ține în bucătărie și le și consumă în același timp. Pot fi hortensii și alte flori ca begonii, ca azalee pe care le țin în interior sau plante pe care le țin în exterior. Acum încep tufele acestea frumoase de crizantemă în vreo săptămână, care ne înfrumusețează până la mijlocul noiembrie casele. Pentru mine, dacă mă întreba să-mi florist, mie îmi plac și plantele și florile tăiate și orice, și n-aș putea despre ceva să spun că nu este frumos. Dar este potrivit să oferim o floare în ghiveci în orice ocazie sau trebuie să alegem ocazia? Nu cred că... Bine, nu m-aș duce la o nuntă, la o ceremonie cu un ghiveci de flori. Într-adevăr, m-aș duce cu un buchețel, nu neapărat exagerat de mare, cu un volum minimal dimensionat pe eveniment în parte. Nicu Băcancea, mulțumesc foarte mult pentru toate aceste sfaturi. Mergem mai departe, eroii nu sunt doar în filme și în povești, eroii sunt printre noi. Iar Liviu și Răzvan sunt modele pentru orice copil și tânăr. Expresia nu se poate nu există pentru ei, deși obstacolele nu i-au ocolit. Și așa au ajuns campioni europeni la paraclimbing. Au luat locul 1 și 3 în Elveția. Piața Berceni este locul în care un tânăr care vindea la tarabă avea să ajungă campionul de astăzi. În urmă cu 3 ani, Liviu era un băiat care își petrecea timpul între muncă și pasiunea pentru jocurile video, așa cum spune chiar el. Dar într-o zi, viața avea să îi se schimbe radical. În timp ce vindea legume și fructe, a primit șansa să facă sport. Nu credea că el poate să ajungă ca sportivii pe care îi vedea la televizor, dar minte să ajungă campion european. Acum câteva săptămâni a câștigat aurul în Elveția la categoria AU3, amputație. Ambițios din fire, a dovedit că poate fi cel mai bun din Europa, în ciuda dificultăților pe care le are la mână și picior. Era la piața de legume și fructe, ajutat pe bunica lui. Dacă vrei să devii cineva sau să faci ceea ce îți place și să devii campion sau să devii mai bun, trebuie doar să vrei și să ai răbdare. Este un obiectiv atins pe care mi l-am dorit. Lui Răzvan îi se părea plictisitor sportul. Juca șah, dar nu îi plăcea să meargă la sală. Acum este capitanul lotului de paraclimbing al României. În urmă cu 3 ani a fost vicecampion mondial, unde a participat, deși avea mâna în gips. La europenele din Elveția a luat medalia de bronz. Vede doar 1%, dar asta
nu îl împiedică să fie cățărător și antrenor de escaladă. L-am întâlnit și pe Răzvan la liceul de nevăzători din București, a mers acolo cu un perete de escaladă. Mereu e o mândrie să reprezint România, să port aceste haine, să știu că sunt oameni acasă care mă urmăresc și să știu că mă întorc cu o medalie acasă. Ștefan se antrenează cu Răzvan și nici pe el problema pe care o are la picior nu îl împiedică să aibă mentalitatea de învingător. Visează la o medalie peste 4 ani, tocmai la Los Angeles. Trebuie să ai o mentalitate de campion. O să o luăm pas cu pas, prima dată la Cupa Mondială, după Campionat Mondial și după urmează Jocurile Olimpice din LA. Claudiu este îngerul acestor tineri. Le-a dat aripile de care aveau nevoie să ajungă campionii de astăzi. Asociație care lucrează gratuit cu copii și tineri cu dizabilități, face terapie prin sport, transformările din viețile lor, din copii, tineri cu dizabilități în sportivi și avem în construcție centru de terapie prin sport și antrenament paralimpic la Nucșoara, în județul Argeș și va fi primul centru sportiv dedicat copiilor și tinerilor cu dizabilități. Acești tineri sunt exemple de ambiție și putere. Atunci când crezi în tine și ești condus de pasiune pentru ceea ce faci, poți să fii învingătorul propriei vieți. La campionatul european de paraclimbing, care a avut loc în Elveția, au participat 6 sportivi români. Luăm acum o scurtă pauză de publicitate, dar nu plecați. Revenim imediat. Un bărbat de 54 de ani din comuna Plugari a fost găsit noaptea trecută mort în propria pivniță, lângă butoaiele cu struguri aflați în fermentație. Este a doua tragedie în doar 4 zile. Colega mea, Daria Diaconiuc, a urmărit subiectul și vine cu detalii. Daria, bună ziua! Ce informații ai? Bun găsit, nenorocirea a avut loc în satul Boroșoaia din comuna Ieșeană Plugari. Bărbatul de 54 de ani era în beciul casei sale, unde verifica butoaiele cu struguri aflați în fermentație. Mustul fierbea, iar aburii alcoolului ridicați în aer l-au amețit pe bărbat fără să-și dea seama. La un moment dat, el a căzut pe podeaua pivniței și a rămas acolo. Așa a fost găsit de o vecină care a ajuns acolo trimisă de soția bărbatului. Femeia aflată la muncă în străinătate intrase în panică după ce soțul nu i-a răspuns la telefon timp de câteva ore. După ce l-a găsit pe bărbat inconștient, femeia a sunat la 112. La fața locului au ajuns de urgență un echipaj de poliție și unul de ambulanță. Din păcate, medicii nu l-au putut resuscita pe bărbat și au declarat decesul. Vecinii sunt în continuare în stare de șoc. Din păcate, victima nu a ținut cont de recomandările specialiștilor care le atrag atenția celor care fac must și vin în camere închise să nu stea prea mult în interior, deoarece se pot intoxica cu monoxid de carbon provenit de la strugurii aflați în fermentație. În județul Iași este al doilea caz în doar 4 zile. Primul a fost al unei femei de 39 de ani din comuna Focuri. Cu mai multe informații despre acest caz, revenim la ora 18, la Focus. Mulțumesc, Daria. Un incident șocant a avut loc în județul Botoșani. Un polițist local s-a împușcat în cap cu pistolul în timp ce executa o serie de trageri de agrement. Evenimentul a avut loc sub privirile instructorului, care a suferit un atac de panică. Acesta a declarat că nu a fost vorba despre un accident, ci că polițistul s-a împușcat în cap în mod intenționat. Bărbatul în vârstă de 54 de ani lucra ca polițist în Suceava. A venit la un poligon din județul Botoșani, unde le-a spus instructorilor că vrea să tragă cu un pistol model Glock. Când a ajuns la linia de tragere, a tras câteva gloanțe către țintă. După aceea și-a pus pistolul la tâmplă și a descărcat arma. Bărbatul s-a prăbușit instant la pământ, iar instructorul, șocat de ce a văzut, a sunat la 112. Că pacientul prezenta leziuni care sunt incompatibile cu viața, substanțe cerebrale exteriorizate la nivelul locului unde a fost produs incidentul. Medicii au consemnat ora decesului și nu au mai făcut manevrele de resuscitare. La scurt timp au ajuns și polițiștii care au ridicat arma cu care bărbatul s-a sinucis și muniția descărcată. În acest moment sunt efectuate cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere din culpă, urmând să stabilim cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs eveniment. Soția polițistului care s-a sinucis a ajuns în doar câteva momente la fața locului, devastată. Bărbatul a lucrat la poliția locală de când structura s-a înființat, iar colegii lui nu-și pot explica de ce a recurs la un asemenea gest extrem. Din punct de vedere profesional, n-am avut niciun fel de nemulțumire, fost polițistul cald, corect, care și-a îndeplinit atunci. Acesta se afla în timpul liber.
în această perioadă. Era în libere sau în concediu? Concediu medical. Bărbatul nu avea armă în dotare la locul de muncă. Acum, anchetatorii urmează să stabilească cu exactitate dacă s-au respectat toate procedurile pe aliniamentul de tragere. Aceștia au ridicat și imaginile de pe mai multe camere de supraveghere pentru a observa cu exactitate comportamentul polițistului care și-a pus capăt zilelor. Apar noi detalii în cazul accidentului din județul Vrancea, în care un șofer a murit după ce s-a lovit de un tir. Polițiștii au descoperit că bărbatul își agresase soția cu doar câteva ore înainte de gestul fatal. Vă avertizez că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Colega mea, Oana Spiru, a urmărit întreaga poveste și vine cu detalii. Oana, bună ziua! Ce s-a întâmplat mai exact? Bun găsit! Ceea ce părea un tragic accident de circulație s-a dovedit a fi o tentativă de crimă urmată de sinucidere. În timp ce pe drumul național, în apropiere de localitatea Mărășești din județul Vrancea, polițiștii au fost chemați de urgență pentru că o mașină s-a izbit violent de un tir. În același timp și în același oraș, o femeie a sunat la 112 pentru că și-a găsit vecina inconștientă după ce a fost bătută cu brutalitate. Coincide face că șoferul mort în accident să fie chiar soțul femeii agresate. Polițiștii au aflat că soțul ei a lovit-o cu violență înainte de a se urca la volan. În mai puțin de o oră, el urma să-și lovească mașina cu 150 de km la oră de un tir. Femeia a fost dusă de urgență la spital, iar medicii i-au salvat viața, deși a fost lovită cu un obiect dur la nivelul capului. Pentru șoferul agresor, impactul a fost mult prea puternic, iar rănile mult prea grave pentru a mai putea fi salvat de către cadrele medicale ajunse la fața locului. Polițiștii fac verificări în continuare în acest caz. Atât de aici, la revedere! Mulțumesc, Oana! Începerea anului școlar vine cu multe provocări, atât pentru cei mici, cât și pentru părinți. Imunitatea copiilor trebuie să fie pregătită pentru întoarcerea în colectivitate, mai ales că va începe sezonul virozelor. Medicii le recomandă părinților un set de teste rapide pentru depistarea incipientă a infecțiilor în confortul casei. Stilul de viață și alimentația copiilor pot fi duo-ul perfect pentru imunitatea lor. Din cauza sistemului imunitar în curs de dezvoltare, cei mici se pot îmbolnăvi frecvent. Specialiștii spun că nu doar imunitatea este vinovată, ci și expunerea la multe virusuri. Răceala comună și gripa sunt pe primul loc în lista celor mai frecvente afecțiuni ale copiilor. Cei mai mici ajung să aibă între 8 și 10 răceli pe an. A venit sezonul rece și copiii se reîntorc în colectivitate. Cele mai frecvente infecții sunt cele cu rota adenovirus, care dau mai ales simptome în sfera digestivă, infecția cu streptococ și infecția cu virusurile gripale și SARS-CoV-2. Streptococul de grupă A este o cauză comună de infecție atât la copii cât și la adulți. Se răspândește ușor prin strănut, tuse sau contactul direct cu o persoană infectată. În acest caz, testarea copiilor acasă poate fi de ajutor. Sfătui părinții ca la primele simptome să testeze copiii de la început cu teste rapide. Sensibilitatea și specificitatea acestor teste este peste 99%. Este exactitatea unui laborator de analize normal, dar avem confortul că le efectuăm acasă, avem rezultatul în 10 minute, triplu test, gripa A, gripa B și COVID, cu rezultat pozitiv sau negativ pentru fiecare virus în parte, într-un singur test. Imunitatea nu crește apăsând pe un buton, așa că părinții se pregătesc pentru începutul anului școlar din timp. Vitamina D3 este o vitamină solubilă în grăsimi și se asimilează cel mai bine cu omega-3. Cu vitaminele de rigoare, vitamina D, vitamina C, care știm că sunt esențiale. În colectivitate acum va fi mult mai greu de protejat, dar încercăm pe cale naturală și cu aceste vitamine. Imunitatea copilului se poate întări și cu ajutorul alimentației. Dieta copilului poate fi completată cu suplimente, însă înainte de utilizarea lor este important să cerem sfatul medicilor. Consumul de fructe și legume de sezon pot ajuta sistemul imunitar să lupte împotriva virusurilor. Așa cum știm, imunitatea pleacă din intestin și e nevoie să avem grijă în principal de sănătatea intestinală a copiilor. Atunci când virozele încep să fie
fie mai frecvente, corpul este pregătit și nu avem nevoie de medicamente antivirale sau puternice, ci pur și simplu de niște soluții naturale care doar susțin corpul pe perioada virozelor. Este important ca în sezonul rece și nu numai să eliminăm din dietă produsele care scad rezistența sistemului imunitar, precum alimentele ultraprocesate sau cele cu un conținut ridicat de zahăr. Condimentele, în schimb, pot fi un aliat de bază. Sunt și condimente pe care le putem folosi pentru a ne întări și susține imunitatea. Condimente pe care, sincer, nici noi adulții nu cred că le consumăm atât de frecvent, deci putem include curcumă, turmeric, cuișoare, anason, rădăcină de hrean. Nu sunt procesate, sunt macerate în oțet cu miere și dăm copilului în fiecare zi. Un sistem imunitar puternic se bazează pe un stil de viață sănătos, care înseamnă alimentație echilibrată, odihnă suficientă și mișcare în aer liber. În România lui 2024 încă mai există școli cu toalete în curte. 70 la număr, potrivit datelor oficiale de la Ministerul Învățământului. Și nu vă imaginați că sunt corpuri de clădire separate cu toalete și chiuvete moderne. Sunt WC-uri turcești, igienizate din când în când cu var. Am găsit o astfel de situație în comuna Gălățeană Jorăști, unde există un program de reabilitare a școlii care presupune și construirea de noi toalete, doar că lucrările nu au început. O situație similară este și în 10 localități din județul Iași. Da, toaletele sunt în curte. Nu avem spațiu pentru a construi ghiuvete. Până la intrare în școală avem în jur de 50 de metri. Copilașii sunt însoțiți de femeile de serviciu, dacă avem la clasa pregătitoare. Așa arată la doar câteva zile înainte de începerea cursurilor școala gimnazială din comuna Gălățeană Jorăști. În WC-urile turcești din fundul curții nu există nici măcar o sursă de apă, astfel încât copiii să se poată spăla pe mâini. Chiuvetele cu apă caldă sunt tocmai în școală. Instante când copiii se spală cu apă caldă, copiii se spală pe mâini. Singura veste bună este că după 3 ani de făcut acte, școala va intra într-un amplu proiect de reabilitare și extindere, care presupune realizarea unor toalete interioare. Primăria a accesat 11 milioane de lei prin Compania Națională de Investiții. Grupurile noi sanitare vor fi construite în partea dreaptă aici, în cealaltă parte, deci este extindere pentru școală, atât parter cât și etaj. Construcția însă nu a început așa, că cei 171 de elevi din ciclul primar și gimnazial vor continua să meargă tot în curte când au nevoie la toaletă. De 3 ani ne chinuim să reușim să finalizăm acest proiect. Trebuia anul acesta să înceapă reabilitarea școlii în totalitate cu extindere toaletei în interiorul școlii. Nu e normal, dar sperăm ca pe viitor să regleze treaba asta. Noi tot așa când eram copii, tot în curtea școlii mergeam la toaletă. Per total, în județul Galați sunt 26 de unități de învățământ fără autorizații din diferite cauze. Avem 26 care sunt fără autorizație sanitară, iar 35 fără autorizație la incendiu. Dar trebuie menționat că din toate acestea, 85% nu au autorizație pentru că sunt într-un program de reabilitare. Și în județul Iași sunt încă 15 unități de învățământ din 10 localități care au toalete în curte. Din nefericire, în continuare, copiii de la școala Andrieșeni vor merge la cele două toalete din spatele meu, care se află în curtea unității de învățământ, asta până ce vor exista altele în interior. Sperăm că în scurt timp, ceea ce poate însemna un an sau mai puțin de un an, să demarăm și lucrările. Părinții și bunicii spun că autoritățile locale nu se implică deloc și totul a rămas neschimbat de ani de zile. Nu e normal, nu e normal, dar cine a spus asta? Nu e normal, Doamne, ferești. De ce nu s-a putut aici? Păi nu știu, credeți? Nu știu, nu se vrea. Ar trebui să facă, dar care vine, nu se implică nimeni. Numărul
incendiilor și al exploziilor cauzate de problemele de la instalația de gaze din case crește de la an la an, este concluzia la care au ajuns experții. Chiar dacă multe dintre aceste tragedii s-ar putea preveni cu un simplu detector, zeci de mii de apartamente din România încă nu au așa ceva. Riscurile la care se supun oamenii sunt uriașe. Cei norocoși ajung să plătească doar costurile reparațiilor, în timp ce alții plătesc cu viața. Iar mulți administratori de bloc nu știu că ar putea deveni responsabili pentru o nenorocire care are loc într-unul dintre apartamentele de care se ocupă. Așa arată o garsonieră din Galați, în care aragazul a explodat. Cauza dezastrului, care a trimis o femeie în stare gravă la spital, a fost un furtun care nu era cuplat bine la aragaz. O problemă rudimentară, care putea fi rezolvată în câteva minute de un specialist. Un astfel de incident a avut loc și la Mehedinți, unde apartamentul unei femei a fost distrus când a bubuit butelia cu gaz. Din păcate, spun specialiștii, numărul acestor incidente este în creștere. Se înregistrează tot mai multe incidente de tip explozie, intoxicație. Nivelul verificărilor care se fac astăzi, din punctul meu de vedere, e din ce în ce, sau conține lucruri din ce în ce mai superficiale și nu se mai insistă atât de mult pentru verificarea etanșeităților în primul rând. Și în ultimul rând, oamenii pur și simplu nu respectă niște prevederi minime. Mai precis, în 2023, peste 600 de persoane au ajuns să fie victime ale unor incendii generate de improvizații aduse instalațiilor de gaze naturale sau energie electrică. Și numărul oamenilor care fură energie electrică și gaze naturale este în creștere. Un singur distribuitor a descoperit anul trecut peste 1500 de cazuri de consum fraudulos, adică oameni care s-au racordat ilegal la rețea și care puteau cauza un dezastru. Că e instalație de gaz, că e instalație electrică, nu avem ce să facem improvizații. Nu umblă decât firme licențiate ANRE, da? Deci nu fiecare are, se pricepe să schimbe și un bec și atunci umblă și la contor. Sau la, de asemenea, îi se pare că știe ce e la un racord și cumpără un racord de apă și îl pune la gaz. Oamenii sunt conștienți de aceste riscuri, dar mulți aleg în continuare să nu-și monteze dispozitive care pot detecta fumul sau scurgerile de gaze. Principalul motiv ar fi costurile mari. În Belgia, de unde sunt eu, e obligatoriu să ai senzor în casă. Și atunci, dacă nu trebuie să ai senzor, trebuie să ai asigurare de incendiu. E obligatoriu, adică nu e ca în România să-ți alegi tu dacă vrei să ai sau nu. Dom'le, noi n-am avut probleme cu gazele pentru că am avut grijă să nu avem probleme. Din când în când chem un meșter care verifică aragazul. Când plecăm în vacanță, închidem tot. Închidem apa, închidem lumina, închidem gazele. Oricând poți să greșești și să lași ochiul de la aragaz deschis și, Doamne ferește, de ce credeți că se întâmplă minunile astea pe blocuri? Anul trecut, pe strada Răcari din capitală, la etajul 2 al acestui bloc, a avut loc o explozie atât de puternică încât întregul perete exterior al apartamentului a fost aruncat în stradă. Bătrânul care locuia aici a umblat la instalațiile din bucătărie, iar câteva zile mai târziu, din cauza acumulării de gaze, întreaga încăpere a explodat. Vecinii spuneau atunci că momentul în care a avut loc explozia s-a simțit ca un cutremur, iar singurul lucru la care s-au gândit a fost cum să se autoevacueze mai rapid. Deci accidente se pot întâmpla. Faceți asigurări, nu este de glumă, nu priviți ca o afacere, ai că a venit și ăsta, ne spune de asigurator, ne spune de bănci, ne spune și să priviți toți în aceeași familie. Greșit. Asigurarea locuințelor nu este un moft. Iar asigurarea facultativă, pe de o parte, te ajută să-ți recuperezi tu, pe de altă parte, să-i desfăgâiești pe ceilalți. Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, este cel mai vechi expert tehnic judiciar în domeniul petrolului și gazelor naturale. În cei 18 ani de când activează în acest domeniu, a văzut sute de cazuri de apartamente și familii distruse din cauza problemelor la instalația de gaze naturale. Dacă geamurile sunt închise, ușa este închisă, sunt blocate căile de aer aspirat proaspăt și aer evacuat uzat, în 39 de minute, practic, se
consumă întreg oxigenul din acea încăpere. În 35 de minute, monoxidul de carbon degajat de flacările acestor arzătoare, practic omoară efectiv un om. În blocul în care domnul Marian Pătrașcu este administrator, asociația de locatari a luat decizia de a monta un sistem complet de protecție împotriva scurgerilor de gaze. Asta înseamnă senzori montați în fiecare apartament, senzori suplimentari pe casa scării, electrovană și aparate care colectează datele în timp real și le transmit wireless către distribuitor. Costurile au fost în jur de 800 de lei pe apartament. După fiecare eveniment mediatizat referitor la accidente cu gaze, se pune problema existenței acestor senzori de gaze, dar se ajunge în final tot la partea financiară, tot la partea de cine plătește. Nu ar fi bine ca cineva, o autoritate, o primărie, un guvern să plătească și acest senzor. Iar ceea ce nu știu mulți administratori de bloc este că pot ajunge să fie acuzați de omor din culpă ca urmare a unei explozii de la țeava de gaze dintr-un apartament. Asta pentru că țeava de gaze de pe scara blocului este proprietate comună. Deci de ea răspunde asociația de locatari. Iar cu multe blocuri au fost construite în perioada comunistă, iar de atunci instalațiile electrice și de gaze au rămas neatinse. Riscuri sunt la orice pas și imobil. Majoritatea blocurilor din București sunt blocuri care au o anumită vechime, 30, 40, 50, 60 de ani. E, vă dați seama că toate aceste instalații nu mai sunt conforme, nu mai au aceeași calitate de furnizare a gazelor naturale. Și atunci apar probleme. Așa cum ne schimbăm frigiderul odată la nu știu cât timp, ar trebui să ne reparăm și instalația de furnizare a gazelor, să o protejăm, să o verificăm, să fim suficient convinși că este conformă și că nu ne punem viața și bunurile în pericol. Prețul unei asigurări de locuință pleacă de la 45 de lei pe an și acoperă daunele provocate de un incendiu sau o explozie. O asigurare care acoperă și daunele provocate vecinilor costă în jur de 200 de lei pe an. Mulțumesc, Maria, iar de la sport trecem la meteo, așa că vă invit să aflăm împreună cum va fi vremea în zilele următoare. Vremea se va menține mai caldă față de normalul perioadei. În Europa, cerul va avea înnorări și vor cădea ploi în arhipelagul britanic, Franța, Italia, Elveția, Croația, peninsula balcanică și în zonele aflate la nord de Marea Neagră. În restul continentului, vremea va fi predominant frumoasă. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 33 de grade. Mai rece va fi în partea nord-vestică, iată Norvegia, iar mai cald prin sudul continentului, Grecia, 33 de grade. Azi, în țară, vremea va fi în continuare extrem de călduroasă pentru această perioadă din calendar. Local, în zona Banatului, va fi chiar caniculară. Astfel, se menține alerta de cod galben pentru vestul și sud-vestul țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 de grade, iată Miercurea Ciuc, și 35 de grade în Timișoara. În Moldova, local în Dobrogea și în zona Carpaților Oriental, vor fi înnorări și sunt posibile ploi mâine. În capitală, vremea se va menține călduroasă în următoarele 3 zile. Azi sunt 32 de grade la orele amiezii. Spre amiază, cerul va avea înnorări trecătoare. La mare, vremea va fi caldă. Vor fi 26-27 de grade pe plajă. Cerul va avea unele înnorări și vor fi condiții de ploi cu descărcări electrice. Apa mării va avea cam 25 de grade. Rămânem la Marea Neagră, dar mergem în Bulgaria. Vor fi 27 de grade mâine în stațiuni. Temperaturi de 27 de grade găsim și în Spania. Ușor mai răcoare va fi în Barcelona, iată 24 de grade. În Italia plouă azi. Vor fi 23 de grade în Via Regio, Toscana, 30 în partea sudică, Sicilia. Ne întoarcem în țară, în vest. Timișoara nu scapă de caniculă nici azi. Va fi sub alertă de cod galben. Mercurul din termometre va urca la 35 de grade la orele amiezii. Spre weekend vor fi 31 de grade. În est, la Iași, temperaturile rămân la 30 de grade în următoarele 3 zile. Cerul va avea unele înnorări spre amiază. Cald este și la Cluj. Azi se vor înregistra 29 de grade, iar vineri și sâmbătă 30 de grade la orele amiezii.
peste Prut, în Republica Moldova, temperaturile nu trec de 30 de grade. În Cahul sunt șanse să plouă mâine și vor fi 26 de grade. Luăm acum o scurtă pauză de publicitate, dar nu plecați, revenim imediat. Locomotiva unui tren care venea dinspre Suceava spre București a luat foc în gara Tomșani din județul Prahova. În vagoane erau aproximativ 100 de persoane și, din fericire, niciuna nu a fost rănită. Pompierii au decuplat locomotiva de restul vagoanelor și au întrerupt alimentarea cu electricitate pe calea ferată. Circulația feroviară a fost dată peste cap vreme de mai multe ore. Pentru că incidentul a avut loc în apropierea trecerii la nivel cu calea ferată, a fost afectat și traficul rutier în zonă. Lady Gaga și Joaquin Phoenix au cucerit aseară festivalul de film de la Veneția. Cele două vedete au fost primite cu aplauze la premiera mondială a noului film Joker, Delirând 2, una dintre cele mai așteptate pelicule din cadrul festivalului. După cum era de așteptat, Lady Gaga a apărut pe covorul roșu într-o ținută care a atras toate privirile. Lady Gaga a avut o apariție spectaculoasă la premiera mondială a noului film Joker, Delirând 2. Artista a ales o rochie neagră semnată de Christian Dior, iar pe cap a avut o pălărie atipică din dantelă. Cât despre bijuterii, vedeta a ales un colier cu diamante de la Tiffany's. Alături de ea și-a făcut apariția și Joaquin Phoenix, partenerul ei de pe platourile de filmare. Actorul a mers pe clasic și a îmbrăcat un smoking negru. După ce au defilat pe covorul roșu, Gaga și Joaquin au participat la proiecția filmului Joker, Delirând 2, care a primit 11 minute de aplauze. Noul film Joker urmărește povestea comediantului Arthur Fleck, care este închis într-o secție de psihiatrie. Aici el o cunoaște pe Harley Quinn, iubirea vieții sale. I know. Isn't it beautiful? Lady Gaga și Joaquin Phoenix au dezvăluit la conferința de presă cum s-au adaptat la regia noului film. I actually really enjoyed it and it was a completely different experience than any one that I'd ever had before with an actor. He's incredibly loose and free and I think I learned very much that going on set with a preconceived notion of what we were going to do was kind of the wrong idea. First of all, hi everyone. It's nice to see you. It's nice to be back. Yeah, I think part of the joy, at least for me, was taking these songs that were standards and trying to find a way that it felt like they were specific to the characters, that it was the only way that the characters could express themselves were through these particular songs sung in this way. And that was part of what was, I think, a interesting point for us. Joker, Delirând 2 va apărea în cinematografele din România pe 4 octombrie. Elton John, legenda muzicii britanice, are probleme de sănătate. Artistul a fost diagnosticat cu o infecție severă la un ochi, iar asta i-a afectat parțial vederea. Într-o postare recentă pe Instagram, cântărețul în vârstă de 77 de ani a declarat că infecția se vindecă, dar procesul de recuperare este unul lent și dificil. Mesajul său a stârnit mii de reacții din partea fanilor, dar și a multor celebrități care i-au transmis urări de însănătoșire. Printre aceștia se numără designerul Donatella Versace. Ultima dată când Elton John a susținut un spectacol a fost anul trecut în Marea Britanie, la festivalul Glastonbury. 120.000 de oameni au participat la concert. Luăm o scurtă pauză de publicitate, dar revenim imediat. Eroii nu
sunt doar în filme și în povești, eroii sunt printre noi. Iar Liviu și Răzvan sunt modele pentru orice copil și tânăr. Expresia "nu se poate" nu există pentru ei, deși obstacolele nu i-au ocolit. Și așa au ajuns campioni europeni la paraclimbing. Au luat locurile 1 și 3 în Elveția. Piața Berceni este locul în care un tânăr care vindea la tarabă avea să ajungă campionul de astăzi. În urmă cu 3 ani, Liviu era un băiat care își petrecea timpul între muncă și pasiunea pentru jocurile video, așa cum spune chiar el. Dar într-o zi, viața avea să îi se schimbe radical. În timp ce vindea legume și fructe, a primit șansa să facă sport. Nu credea că el poate să ajungă ca sportivii pe care îi vedea la televizor, dar aminte să ajungă campion european. Acum câteva săptămâni a câștigat aurul în Elveția la categoria AU3, amputație. Ambițios din fire, a dovedit că poate fi cel mai bun din Europa, în ciuda dificultăților pe care le are la mână și picior. Era la piața de legume și fructe, ajutat pe bunica lui. Dacă vrei să devii cineva sau să faci ceea ce îți place și să devii campion sau să devii mai bun, trebuie doar să vrei și să ai răbdare. Este un obiectiv atins pe care mi l-am dorit. Lui Răzvan îi se părea plictisitor sportul. Juca șah, dar nu îi plăcea să meargă la sală. Acum este capitanul lotului de paraclimbing al României. În urmă cu 3 ani a fost vicecampion mondial, unde a participat, deși avea mâna în gips. La europenele din Elveția a luat medalia de bronz. Vede doar 1%, dar asta nu îl împiedică să fie cățărător și antrenor de escaladă. L-am întâlnit și pe Răzvan la liceul de nevăzători din București. Am mers acolo cu un perete de escaladă. Mereu e o mândrie să reprezint România, să port aceste haine, să știu că sunt oameni acasă care mă urmăresc și să știu că mă întorc cu o medalie acasă. Ștefan se antrenează cu Răzvan și nici pe el problema pe care o are la picior nu îl împiedică să aibă mentalitatea de învingător. Visează la o medalie peste 4 ani, tocmai la Los Angeles. Trebuie să ai o mentalitate de campion. O să o luăm pas cu pas, prima dată la Cupa Mondială, după Campionat Mondial și după urmează Jocurile Olimpice din LA. Claudiu este îngerul acestor tineri. Le-a dat aripile de care aveau nevoie să ajungă campionii de astăzi. Asociația care lucrează gratuit cu copii și tineri cu dizabilități, face terapie prin sport, transformările din viețile lor, din copii tineri cu dizabilități în sportivi și avem în construcție centru de terapie prin sport și antrenament paralimpic la Nocșoara, în județul Argeș, și va fi primul centru sportiv dedicat copiilor și tinerilor cu dizabilități. Acești tineri sunt exemple de ambiție și putere. Atunci când crezi în tine și ești condus de pasiune pentru ceea ce faci, poți să fii învingătorul propriei vieți. La campionatul european de paraclimbing, care a avut loc în Elveția, au participat 6 sportivi români. A fost atac armat în München, în apropierea Consulatului General al Israelului. Incidentul a fost surprins de un jurnalist german care a încercat să filmeze scena din apartamentul său. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Nu este clar acum care a fost ținta exactă a atacatorului, dar este cert că acesta a fost împușcat după ce ar fi tras de mai multe ori asupra polițiștilor aflați la posturi. La câțiva metri distanță se află și Centrul de Documentare pentru Istoria Nazismului. Incidentul are loc într-o zi în care este comemorat atacul de la Jocurile Olimpice din 1972. Atunci palestinienii au luat ostatici 11 atleți israelieni care ulterior au fost uciși. Coz, cel mai căutat artist contemporan al momentului, a realizat o sculptură gonflabilă gigantică pe care a expus-o la Shanghai. Iată imaginile.
Doamnelor, domnilor, focul se încheie aici, dar știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. Rămâneți pe Prima TV. De la ora 18, colega mea Andreea Bereclanu vă așteaptă cu principalul jurnal al zilei. O după-amiază cât mai frumoasă să aveți. La revedere! Program disponibil pe primaplay.ro.